Întreaga carte a Deuteronomului constă într-o serie de mesaje de rămas bun ale lui Moise adresate celor care au supraviețuit 40 de ani de rătăcire prin pustiu și care fuseseră totuși aleși să intre în pământul făgăduinței. El reamintește noi generații importanța ascultării. Știți istoria părinților voștri. Ei au fost un popor ales și uns de Dumnezeu, dar și-au pierdut viziunea. Domnul i-a iubit atât de mult încât i-a purtat pe brațele sale și i-a scăpat de atâtea ori. Cu toate acestea, ei au cârtit mereu împotriva lui și l-au întristat. Moise continuă. La urmă, răbdarea lui Dumnezeu a încetat. El a văzut că s-au dedat la necredință și nu a mai putut face nimic pentru a le schimba gândirea. Inimile lor deveniseră ca și granitul, așa că Dumnezeu le-a spus: nici unul dintre voi nu va intra în țara promisă. În schimb, vă veți întoarce acum și veți rătăci prin pustie. Ce cuvinte puternice! Cu toate acestea, Moise nu se adresa doar acelei noi generații de izraeliți, ci fiecare generație de credincioși care urmau după aceștia, inclusiv nouă cei de astăzi. Ca și alte relatări din Vechiul Testament, aceasta a fost scrisă ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. 1 Corinteni 10:11. Moise ne arată pericolul necredinței. El a avertizat că dacă nu luăm aminte, vom suferi aceleași consecințe ca și cei care au fost înaintea noastră, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Evrei 4:11. Mulți credincioși astăzi l-au lăsat pe Satan să-i convingă că nu sunt suficient de buni, că Dumnezeu este încă supărat pe ei pentru păcatele din trecut, dar, ca și poporul lui Israel, alegerile tale vor determina cursul anilor ce-ți stau în față. Aveți o făgăduință care vă așteaptă, la fel cum era și în cazul lui Israel. Rămâne, dar, o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Evrei 4:9. Domnul v-a salvat pentru a vă aduce într-un loc de odihnă, un loc de credință și încredere neclintită în Domnul. Aveți încredere în El.